Inorogul vă prezintă emisiunea Palatul cu Inorog. Bine ați venit în Palatul cu Inorog. Suntem în săptămâna dedicată artei și iată-ne în fața spațiului sacru al artei. Vom pătrunde alături de Cosmin Năsui, critic și curator de artă, într-un spațiu în care vom asculta rugăciunea artistului și în spațiul unde putem să-l numim Biserica Artistului sau Biserica Artei, un spațiu care este polit cu aur. Pentru aceasta ne vom echipa corespunzător. Vom încălza acești cipici și vom păși pe podeaua polită cu aur. Așadar, ce avem aici, domnule Cosmin? E o lucrare un artist din Iași, Dan Facostioae, care o dedică colecționarilor și iubitorilor de artă. Poftiți, domnule, în spațiul sacru al artei. Ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe Domnul. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, care... Pe fundal se aude rugăciunea artistului. Rugăciunea... De sponsor către Mecena, pentru a binecuvânta ca opera de artă să fie cumpărată și să ajungă într-o colecție de artă remarcabilă. Dar subiectul nostru de astăzi, de fapt, se referă un pic la totuși cu totul altceva. Pentru că, iată, avem muzee și din muzee, câte puțin, câte puțin, așa cum vorbeam mai devreme de Mințenia Pământului, dispar foarte multe opere de artă, pentru că sunt retrocedate. La fel ca și cu Mințenia Pământului, este doar vârful icebergului. Ce se întâmplă, de fapt? Trebuie întâi spus că aceste lucrări de artă au ajuns în colecțiile muzeelor naționale și județene de pe teritoriul României prin diferite forme de abuz, alcătuite în principal în timpul perioadei comuniste a regimului comunist, în care, practic, aristocrații, burghezi, colecționari de artă au trebuit să cedeze prin acest proces de naționalizare lucrările de artă bunurilor alături de alte proprietăți. Acum, după 2007, trăim fenomenul invers de retrocedare a acestor lucrări, de reîntoarcere în cadrul familiilor proprietarilor originali, un fenomen care, de altfel, ne aduce cumva o pierdere a identității noastre culturale și artistice, pentru că, da, pleacă multe lucrări, chiar pleacă cu sutele în fiecare an din muzee, din muzee precum Muzeul Național de Artă a României, colecții întregi, colecții care conțin artiști remarcabili, Teodor Paladin, Camil Resu, Gheorghe Petrașcu, Corneliu Baba, Alexandru Ciucurei, cu numele importante ale românești, sunt invoase în zona privată. Probabil că la un moment dat vom goli aceste muzee cu totul și pe măsură ce le vom goli se vor lua hotărârea de a le proteja într-un fel sau altul sau de a recumpăra unele lucrări prin achiziție ca ele să restabilească din nou circuitul muzeal național. Înțeleg că în momentul de față nu există o legislație care sau prin care aceste lucrări să poată ajunge din nou la public, să fie în muzee. Eu știu cum se întâmplă în America, ele sunt în proprietatea unor oameni, dar sunt deschise circuitului larg. Acum ele sunt în seifuri sau între pereții de recepție al unor clădiri. Dacă se întâmplă acest lucru, din păcate, colecționarii din România încă au foarte multe privilegii, să spunem așa, adică se pot bucura de a ține proprietatea personală lucrările de artă din categoria tezaur sau din categoria patrimoniu fond, însă, pe de altă parte, nu au obligații, adică dacă există taxe de proprietate pe, de ce, bunuri, pe automobile, pe bunuri mobile sau imobile, iată că lucrările de artă nu există vreo taxă și nu este nicio responsabilitate de a o restaura din când în când, de a o conserva sau de a alcătui un mediu climatic cât de cât aproape de cel necesar supraviețuirii unei opere de artă. Prin urmare, într-un fel sau altul, o cooperare într-adevăr a privatului cu sectorul public ar putea exista de factura celor care, modelul pe care l-ați spus adineaure, adică în America colecționarii sunt privați, sunt invitați să-și țină lucrurile în muzeu, iar aceste tipuri de taxe sunt firește scutite, ba mai mult activitatea lor fiscală a proprietarilor este și a impozitate mai puțin sau chiar deloc, în momentul în care consideră ca proprietatea lor să fie expusă în circuite publice muzeale. Vă mulțumim foarte mult, suficient pentru astăzi. Vă așteptăm pentru mâine la o nouă emisiune Palatul cu Inorog. Așadar, urmăriți-ne pentru că vorbim despre artă și arta este pentru